Primarul din Arcani spune că este păcat ca o școală așa modernă ca aceasta să nu aibă grupuri sanitare funcționale. Vasile Popescu are așteptări mari de la rectificarea bugetară, deoarece nu are cum să rezolve această problemă din bugetul local. Avem și aici o problemă. Școala Generală din Arcani a fost reabilitată în 2012. Condiții în interior extraordinare. Pe fonduri MCI. Acum s-au terminat fondurile MCI care aveau anumite lucrări de executat. Acum acest bazin vidanșabil costă vreo 300 de milioane cu canalizare, amenajare, cu tot. Este în interiorul școlii canalizare. Sunt montate toate obiectele, tot, dar nu pot fi folosite pentru că nu are unde să ducă apa. În februarie am făcut o adresă la Consiliul Județean în care rugam să ne sprijine măcar cu banii pentru acest bazin vidanșabil și canalizarea din curte. N-am primit niciun răspuns. Vasile Popescu spune că a trimis mai multe adrese către Consiliul Județean Gorj, prin care a cerut sprijin financiar pentru problema cu toaletele. Acum vreo 3 săptămâni, aflând că avea o protecție bugetară, am revenit cu adresa la Consiliul Județean în care solicităm aceste fonduri ca să putem să executăm lucrurile și să devină funcționale grupurile sanitare din școală. Păcate, dacă sunt grupurile sanitare, de ce să nu fie și așteptăm. Funcționale? Da, e o lucrare mare, noi din buget local adică nu putem. Adică în școală sunt grupuri sanitare moderne și da, copiii și... unde? Mai există o speranță pentru elevii de la Arcani ca în acest an școlar să aibă toaletele funcționale, dacă vor începe lucrările în perioada imediat următoare.